Arată foarte bine. Salutare lume, bine ați revenit la un nou episod cu cumpărăturile de la piața de vechituri. Chiar dacă a fost sâmbătă de Paște, inițial am vrut să nu mă duc, dar totuși a mers și chiar a fost super ok, nici n-a fost aglomerat, ce a fost și perfect. Am avut și companie, subscriber de aici de pe canal. Chiar m-am bucurat să cunosc și fizic oameni care mai lasă câte un comentariu. Poate ne mai vedem și la următorul OSER. De în felul următor. Console nu de data asta, deși am avut martor că am vrut să iau un Xbox 360, dar am zis că nu. Inițial pentru că deja am vreo două acolo, 3-4, nu mai știu câte am, dar nu prea am alimentări la ele, așa că am zis că lasă, deja prea multe console, așa că am luat ceva muzică, să încep cu muzica, bineînțeles am luat și jocuri, da, vă arăt ce am luat muzică, așa, Capone, The Streets Mixtape Volume 1, l-am găsit într-o cutie cu produse de alea nevândute, deci are și prețul de 1,50 €. Am dat 5 lei pe el, sigilat, găsit două exemplare, le-am luat pe ambele, da, un album de muzică rap din 2004, tipul ăsta face parte și din formația Capone în Noriega, nu știu dacă ați ascultat, așa. CD-uri, muzică, am mai luat un vinil, pe asta am dat destul de mult, de la J. Dilla, Donuts, a fost 150 de lei, nu e cea mai scumpă achiziție din piața de vechituri, dar vinilul este ca nou, sigilat, și dacă l-aș fi luat de pe magazinele online, ori nu e disponibil, ori cu tot cu transport ieși undeva la 200 și ceva de lei. Acesta este un beat tape, conține mai multe beat-uri produse de J. Dilla. Este un re-release, Anniversary Edition. Dacă îl căutați, îl găsiți pe Discogs. Bineînțeles, găsiți biturile și pe YouTube. Deci, cum scrie și aici, bituri 100%, nici nu știu unde arăt. Rime 0. Așa, cam asta e cu partea de muzică. De aceasta era să uit. E un Heat Change Mag cu Suicide Squad Task Force X. Tot de la cutiile cu produse nevândute prin magazine. Arată chiar foarte bine. Nici nu-i spart, am probat-o, era în punga ei originală. E de la GBI. Ei produc foarte multe produse de merchandising, cu tot felul Marvel, DC, etc., căni, brelocuri și alte chestii. Așa, aceasta a fost 8 lei, preț ok. Prețul de pe cutie e de 5 euro. Probabil la noi magazine o găsești la 40-50 de lei. Na bun. Nu am terminat cu achizițiile. O să vă arăt în continuare jocurile cumpărate. Am luat așa. Un Kingdom Come Deliverance. Primul joc. Trebuie să apară al doilea. Anul acesta parcă. E un joc istoric. De acțiune. Trebuie și scăpa pe jos.
Acesta a fost 40 de lei, complet, condiție destul de bună. Chiar eram curios de jocul ăsta, nu știu când o avea timp să-l joc, că deja am vreo 3 jocuri începute. Așa, un joc cu golf pentru Nintendo Wii, King of Clubs, tot complet cu manual. Chiar arată foarte bine. Acesta a fost 12 lei, jocul e din 2007. Și mai am compilația asta, care voi ați mai văzut-o și în videoclipuri anterioare, dar era cu CD-ul foarte zgâriat. A fost tot 12 lei. Nu știu de ce avea prețurile astea la unele jocuri, unele 15, unele 12. Da, na, mi pare bine că au fost 12 lei. S-a meritat. Completă, cu manual, CD-ul în condiție foarte bună. Așa. Și mai am încă două jocuri. De fapt, nu sunt ultimele jocuri. Acestea le-am primit. Mulțumesc. Trebuie să știți când mai vreți să-mi vindeți ceva pe Vinted sau nu știu mai pe unde, jocuri, console, etc. Mai primești și donații. Mulțumesc frumos. Da, sunt de la un urmăritor a canalului. Așa, Lord of the Rings și Harry Potter, Lego, complete cu manual și în condiție foarte bună. Încă o dată, mersi. Și acum o să trec la ultima parte, ultimele jocuri. Astea putea să le cumpere altcineva, dar mi le-o pasa mie, nu zic că nu-i trebuie. Și o să vedeți exact de ce. Îi cutia asta, da? Vedeți cutia? Ați văzut bine cutia? 30 de jocuri pentru PlayStation 2. Ei bine, nu e ce e în cutie. Facem reveal, mă să pot desface să nu le dau pe jos. Nu știu cât e bine să văd. Pam, 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 pam. Îs jocuri de Sega, dar nu sunt originale. De-aia nici nu le-a vrut persoana respectivă. Așa, un controller. Curios dacă e funcțional. La jocurile astea o să le fac și pe live un test, o să fac un live stream cu testul la ele. Sunt chiar curios dacă sunt funcționale. Battle cu Battle Knuckle. Așa. Pirates of Dark Water. Trebuie să le curăț. Nu prea am avut timp de ele. Aero Master. Alien Soldier. Da, o să le încerc și pe live stream. Tora, Tora, Tora. Sper că se văd. Așa, Burning Force, Growl, da, sunt destul de multe, nu știu cât mai sunt ele de funcționale, voi sufla pe ele până se pornesc, Sonic 3, Spot. Așa. Nu vă să citesc. Gyeongu. Ăsta nu știu ce joc e. Vom vedea.
live stream. Să anunț eu când o să fie live stream-ul ăla. Și aceasta e singura casetă originală cu Sonic. Toate au fost în total, plus controllerul, 50 de lei. Na, bun. Cam ăsta a fost videoclipul. O să anunț din timp dacă vreți să vă alăturați live stream-ului să vedeți ce-i pe casetele astea. Nu știu exact când o să fie, dar o să anunț. Acestea au fost achizițiile. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!